Dacă în perioada epocii de aur muzeele înregistrau cel mai mare număr de vizitatori din rândul elevilor, care, chiar dacă vreau sau nu însoțiți de tovarușul profesor, mergeau în grup să se culturalizeze, astăzi lucrurile nu mai stau așa. Totuși, la Târgoviște s-a înregistrat anul acesta un număr record de vizitatori la complexul muzeal Curtea Domnească. 100.000 de persoane au ales să viziteze în 2011 muzeele din cadrul complexului. Un număr care nu a mai fost înregistrat în niciun an din 1990 până acum. Cel mai vizitat dintre muzeele din cadrul Curții Domnești a fost Muzeul Tiparului, căruia, de când i-a fost mutată locația, i-au trecut pragul 25.000 de vizitatori. Într-adevăr, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște a înregistrat până în prezent un număr de 102.226 de vizitatori, ceea ce reprezintă cu certitudine un record. Este o cifră pe care n-am mai atins-o din 1990 încoace. Lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure foarte mult pe noi toți de aici de la muzeu și să ne facă să credem că și anul viitor cifra va fi cel puțin la fel de mare sau poate chiar mai mare. Principalele motive care au dus la creșterea spectaculoasă a numărului de vizitatori sunt evenimentele organizate pentru atragerea publicului, dar și reabilitarea Curții Domnești, care a dat o nouă față ansamblului monumental de la Târgoviște.